Psalmul 21. Către mai marele cântăreților, un psalm al lui David. Doamne, împăratul se bucură de ocrotirea puternică pe care i-o dai Tu, și cum îl umple de veselie ajutorul Tău. I-ai dat ce-i dorea inima și n-ai lăsat neîmplinit ce-i cereau buzele, căci i-ai ieșit înainte cu binecuvântări de fericire și i-ai pus pe cap o cunună de aur curat. Își cerea viața și i-ai dat-o, o viață lungă pentru totdeauna și pe vecie. Mare este slava lui în urma ajutorului Tău. Tu pui peste el strălucirea și măreția. Îl faci pe vecie o pricină de binecuvântări și îl umpli de bucurie înaintea feței Tale, căci împăratul se încrede în Domnul și bunătatea celui preanalt îl face să nu se clatine. Mâna Ta, împărate, va ajunge pe toți vrăjmașii tăi, dreapta Ta va ajunge pe cei ce te urăsc și îi vei face ca un cuptor aprins în ziua când te vei arăta. Domnul îi va nimici în mânia lui și îi va mânca focul. Le vei șterge sămânța de pe pământ și neamul lor din mijlocul fiilor oamenilor. Ei au urzit lucruri rele împotriva Ta, au făcut sfaturi rele, dar nu vor izbuti, căci îi vei face să dea dosul și vei trage cu arcul Tău asupra lor. Scoală-te, Doamne, cu puterea Ta, și vom cânta și vom lăuda puterea Ta. Psalmul 22. Către mai marele cântăreților se cântă ca cerboaica zorilor, un psalm al lui David. Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să asculți plângerile mele? Strig ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Strig și noaptea și tot n-am odihnă. Totuși, Tu ești cel sfânt și Tu locuiești în mijlocul laudelor lui Israel. În Tine se încredeau părinții noștri, se încredeau și izbăveai. Strigau către Tine și erau scăpați. Se încredeau în Tine și nu rămâneau de rușine, dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul? Să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească, fiindcă-L iubește. Da, Tu m-ai scos din pântecele mamei, m-ai pus la adăpost de orice grijă la țâțele mamei mele. De când eram la sânul mamei, am fost sub paza Ta. Din pântecele mamei ai fost Dumnezeul meu. Nu te depărta de mine, căci s-apropie necazul și nimeni nu-mi vine în ajutor. O mulțime de tauri sunt împrejurul meu, niște tauri din Basan mă înconjoară, își deschid gura împotriva mea, ca un leu care sfâșie și răcnește. Am ajuns ca apa care se scurge și toate oasele mi se despart. Mi s-a făcut inima ca ceara și se topește înăuntrul meu. Mi se usucă puterea ca lutul
și mi se lipește limba de cerul gurii, m-ai adus în țărâna morții. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu. Mi-au străpuns mâinile și picioarele, toate oasele aș putea să mi le număr. Ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Dar Tu, Doamne, nu Te depărta. Tu, tăria mea, vino de grabă în ajutorul meu. Scapă-mi sufletul de sabie și viața din ghearele câinilor. Scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L! Voi toți, sămânța lui Iacov, slăviți-L! Cutremurați-vă înaintea Lui! Voi toți, sămânța lui Israel, căci El nici nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de Tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura, cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Toate marginile pământului își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul. Toate familiile neamurilor se vor închina înaintea Ta, căci a Domnului este împărăția, El stăpânește peste neamuri. Toți cei puternici de pe pământ vor mânca și se vor închina și ei. Înaintea Lui se vor pleca toți cei ce se pogoară în țărână, cei ce nu pot să-și păstreze viața. O sămânță de oameni îi va sluji și se va vorbi despre Domnul către cei ce vor veni după ei. Aceștia vor veni și vor vesti dreptatea Lui, vor vesti lucrarea Lui, poporului care se va naște. Psalmul 23. Un psalm al lui David. O cântare a lui David. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn. Și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Psalmul 24. Un psalm al lui David. Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Căci El l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată,
cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui, dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, a celor ce caută fața ta, Dumnezeul lui Iacov. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-le porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor, El este împăratul slavei. Psalmul 25. Un psalm al lui David. La Tine, Doamne, îmi înalț sufletul, în Tine, Dumnezeule, mă încred, să nu fiu dat de rușine, ca să nu se bucure vrăjmașii mei de mine. Da, toți cei ce nădăjduiesc în Tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce Te părăsesc fără temei. Arată-mi, Doamne, căile Tale și învață-mă cărările Tale. Povățuiește-mă în adevărul Tău și învață-mă, căci Tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Tu ești totdeauna nădejdea mea. Adu-ți aminte, Doamne, de îndurarea și bunătatea Ta, căci sunt veșnice. Nu-ți aduce aminte de greșelile din tinerețea mea, nici de fărădelegile mele, ci adu-ți aminte de mine, după îndurarea Ta, pentru bunătatea Ta, Doamne. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea Sa. Toate cărările Domnului sunt îndurare și credincioșie pentru cei ce păzesc legământul și poruncile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci mare este. Cine este omul care se teme de Domnul? Aceluia Domnul îi arată calea pe care trebuie să o aleagă. El va locui în fericire și sămânța lui va stăpâni țara. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El și legământul făcut cu El le dă învățătură. Eu îmi întorc necurmat ochii spre Domnul, căci El îmi va scoate picioarele din laț. Privește-mă și ai milă de mine, căci sunt părăsit și nenorocit. Neliniștea inimii mele crește, scoate-mă din necazul meu. Uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele. Vezi cât de mult sunt vrăjmașii mei și cu ce ură mare mă urmăresc. Păzește-mi sufletul și scapă-mă, nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în Tine, să mă ocrotească nevinovăția și neprihănirea când îmi pun nădejdea în Tine. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui. Psalmul 26. Un psalm al lui David. Fă-mi dreptate, Doamne, căci umblu în nevinovăție și mă încred în Domnul fără șovăire. Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă,
trecem prin cuptorul de foc rărunchii și inima, căci bunătatea ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul tău. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Urăsc adunarea celor ce fac răul și nu stau împreună cu cei răi. Îmi spăl mâinile în nevinovăție și așa înconjur altarul tău, Doamne, ca să izbucnesc în mulțumiri și să istorisesc toate minunile tale. Doamne, eu iubesc locașul casei tale și locul în care locuiește slava ta. Nu-mi lua sufletul împreună cu păcătoșii, nici viața cu oamenii care varsă sânge, ale căror mâini sunt nelegiuite și a căror dreaptă este plină de mită. Eu umblu în neprihănire, izbăvește-mă și ai milă de mine. Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă. Voi binecuvânta pe Domnul în adunări. Psalmul 27. Un psalm al lui David. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să-mi mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o știre de artă bărâ împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui, că Cel mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei, care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui, în sunetul trâmbiței. Voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta. Caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Nu mi-ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. O, dacă n-aș fi încredința că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Psalmul 28. Un psalm al lui David. Doamne, către Tine strig, stânca mea, nu rămâne surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se pogoară în groapă. Ascultă glasul rugăciunilor mele când strig către tine
Și când îmi ridic mâinile spre locașul tău cel sfânt, nu mă lua de pe pământ împreună cu cei răi și cu oamenii nelegiuiți, care vorbesc de pace aproape lui lor și, când colo, au răutate în inimă. Răsplătește-le după lucrările lor și după răutatea faptelor lor. Răsplătește-le după lucrarea mâinilor lor. Dă-le plata care li se cuvine, căci ei nu iau aminte la lucrările Domnului, la lucrarea mâinilor lui, să-i doboare și să nu-i mai scoale. Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele. Domnul este tăria poporului său. El este stânca izbăvitoare a unsului său. Mântuiește, Doamne, poporul tău și binecuvântează moștenirea ta. Fii păstorul și sprijinitorul lor în veci. Psalmul 29. Un psalm al lui David. Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Glasul Domnului răsună pe ape. Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul. Domnul este pe ape mari. Glasul Domnului este puternic. Glasul Domnului este măreț. Glasul Domnului sfărâmă cedrii. Domnul sfărâmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței. Și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli. Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc. Glasul Domnului face să se cutremure pustia. Domnul face să tremure pustia Cades. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască. El despoaie pădurile. În locașul lui totul strigă slavă. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul, și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Domnul dă tărie poporului său. Domnul binecuvântează pe poporul său cu pace. Psalmul 30. Un psalm, o cântare pentru sfințirea casei Domnului, făcută de David. Te înalți, Doamne, că-și m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Doamne, Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților. Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se pogoară în groapă. Cântați Domnului, voi ce iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt, căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința Ta mă așezasești pe un munte tare.
dar ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, eu am strigat către tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi vezi sângele și mă pogori în groapă? Poate să te laude țărâna, poate ea să vestească credincioșia ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ajută-mă! Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să scânte și să nu stea mută. Doamne, Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda.